Jack, piratul cel teribil. Blestemul degetului mâniei. Capitane, de ce purtăm turbanele și mantile astea? Pentru că, Snack, nu ne putem amesteca printre localnici ca să nu sărim în ochi când vom părăsi turul și vom fura legendarul deget al mumiei. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun venit la turnul mormântului lui Tutankhamon! Acum, când ne vom aventura în acest loc istoric, vă rog să rămâneți aproape și să nu vă îndepărtați de poteca indicată. În regulă, vă rog, super, să începem! Da? Bine? Haideți! Acum e șansa noastră, hai, Snack! Stai puțin, capitane, cum rămâne cu cartea despre deșifrarea hieroglifelor? Ce? Bine ar să fie, ai dreptate! Fără aia nu vom putea deșifra hieroglifele să găsim mormântul degetului mumiei! Hai, repede, la magazinul de suveniruri! Bună ziua! Aveți o carte despre deșifrarea hieroglifelor din mormânt? Oh, îmi pare rău, domnule, s-au terminat! Ha? Bine ar să fie! Dar avem o combinație de inel de deșifrare și solniță de sare și piper. Ați dori așa ceva? Ce? A, în regulă! O iau! Hai, Snack! Ei, stați un pic! Costă $3.99! Așa, ia să vedem... Ei bine, ce spune? Cei care doresc să găsească degetul sacru al lui Tutankhamon, să-l fure și să pângărească mormântul... Noi suntem aia! Pe Marele Rege pot face asta... Da? Cum? Cum? Apăsând pe capul statuii Dihorului de Aur... Chiar acolo, capitane. Ah, bun! Asta e tot ce spune? Nu, mai scrie ceva. Apăsând pe capul Dihorului de Aur, va... Da, va deschide intrarea în templu! Va activa surbacanele care vor trage cu ace veninoase de porc spinos în corpul hosului. Nu cred că ar trebui să apăsăm capul Dihorului, capitane. Aș vrea să pot citi ceva mai repede, Snack! 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 L-am găsit! Suntem în camera comorii lui Tutankhamon! Ai dreptate, capitane! Suntem bogați! Suntem bogați! Ba, nu! Nu sunteți! Că eu am fost prim aici! Recunosc vocea aia! Capitane, uite! E Chuck, crabul imitație din episodul 8, îl știi? E bine, Chuck, cum merg treburile în domeniul crabilor imitație? Nu mai sunt în domeniul crabilor imitație. Serios? Cu ce te ocupi? Păi nu, am lucrat pentru muzeu aici. Voiam să fiu ghid. Am vrut asta de foarte multă vreme. Mă rog, într-un final m-au lăsat să conduc un tur și... Și ce? Și m-a arătat și bine. Poftim! Am spus-o bine? Ești mulțumit? Da? E bine? Păi... Bă, nu, oricum nu contează, că de atunci sunt blocat aici, jos, și nu pot să ies. Hei, Jack, mare păcat, dar nu te superi să ne ajuți cu comoara, nu? Mai ales cu acest deget al lui Tutankhamon. Nu o să furați degetul, nu? Nu? Sigur că-l vom fura, Jack, și tu ne vei ajuta. Voi nu știți? Pe deget e pus un blestem. Luăm degetul și apoi mergem. Păi da, blestemul, ce ne facem? Gata, ajunge cu asta! Nu deranjați degetul! Capitane, uite! Doamne, uite-te la el! Este... Ei bine, frumos ar fi un cuvânt prea mare, dar valoros ar merge! Arată atât de valoros! Orice ați face, nu-l luați! A? Acum ai făcut-o! Ați pornit dispozitivul capcanei cu reacție lanț! Cum ieșim noi de aici acum? V-am mai spus! Nu există ieșiri! Dar nu m-ați ascultat! Nu mulți oameni fac asta! Ce scrie acolo, acea? Cred că e în latină! Săi tu? Ce înseamnă asta? Nu înseamnă să-ți frești limba de un șmirghel foarte aspru! Nu crezi că în fața lui X ar putea fi un E? A? Păi da, știu eu! Adică vrei să spui că poate fi exit în loc de exit în latină? Ieșire, proștilor! E o ieșire! Veniți! Pe unde, Jack? Hai,
sunt unul prea bun. Acum nu mai presa, că nu pot să gândesc când sunt presat. Da? Bun, cred că putem ieși pe acolo, la dreapta. Mai ghicește o dată, Chuck. Ce? Fac pe mine! Acolo, aia trebuie să fie ieșirea. Da, cred că ai dreptate. Să mergem! Grozav, ce ar mai putea merge prost? Desigur, hârtie igienică lipită pe toc. Capitane, nu e hârtie igienică. Ce? Dați-mi degetul înapoi. Liniștiți-vă, fricoșilor, nu e real. E unul dintre roboții ăia aminotronici care vorbesc. Ești sigur? Păi sigur, hai urmați-mă. Dacă asta era o mumie adevărată, n-aș putea să fac asta. Așa, vedeți? O mumie adevărată s-ar fi înfuriat pentru asta. Mai mult, ca să subliniez și mai mult asta, o mumie adevărată nu mi-ar permite să fac asta. Așa, vedeți? Dacă i-aș fi făcut asta unei adevărate mumii... Adică dacă aia era o mumie adevărată, ți-ar smulge brațul și te-ar pocni în cap cu el. Exact! Și de aceea sunt aici ca să vă spun că asta e o mumie adevărată și că ar trebui să țipăm tare și să fugim! Dați-mi degetul înapoi! Taxi! Unde vă duc, prieteni? La gara! Aoleo, bine! A fost cât pe ce? Ospătar? Vă pot lua comanda? Da, aș... Dați-mi degetul înapoi! Degetul, degetul, îmi trebuie degetul meu! Capitane, cred că vrea degetul lui. Hai să îl dăm. Niciodată! Repede, la Tierra del Fuego! A fost o gândire foarte rapidă. Se pare că a scăpat! Da, și încă avem degetul mumiei. În sfârșit, Snack, am reușit. Hai să ne întoarcem acasă să vindem chestia asta. Da, capitane, poate să vine și Chuck cu noi? Bine, dar doar dacă e de acord să-mi dea partea lui de bani luați pe degetul mumiei. Mi se pare corect! O cred! Nu! Poate era! Ghinion! Bun, nu vă mișcați! Mâinile pe mașină, vă rog, acum... Despre ce e vorba? Repede, vă rog, domnișoară, aceștia sunt? E vorba de degetul albastru? Degetul albastru, sunteți arestați pentru furt din magazin. Furt din magazin? Da, da, ei sunt! I-aș recunoaște oriunde, mai ales pe ăla cu nasul mare! Întotdeauna știu că nasul al tău ne babăga în bucluc într-o zi, Snack. Da, nasul mare și haina roșie, ăla e șeful bandei. El e cel care a plecat fără să plătească pentru solnița de sare și piper cu decor de hieroglife. El e! Și iată-l. Hai, băieți, înăuntru. Haide. Nu e meu! Mi l-a pus cineva acolo! E o scenare! Spune asta judecătorului, dragule. Mulțumim, domnișoară, sunteți un bun cetățen. Întotdeauna încerc să fac doar ce trebuie. Ei, ce noi bai chestia asta? Nu știu, dar duhnește, scapă de el. Gata, băiete, ajunge de drum. Hai, nu mai e nimic de filmat pe aici. Haide, valea!